Bine v-am regăsit la Lumea Nevăzută. Vă mulțumesc că ne urmăriți și astăzi. Se spune că gândul este cea mai mare forță din univers. Iar astăzi vom învăța să obținem tot ceea ce ne dorim în viață prin puterea gândului. Și am alături de mine un specialist în reprogramare mentală, Raico Kuzmanovici, instructor de dezvoltare personală. Iar la finalul emisiunii, astrologul Mariana Cojocaru va fi în platoul nostru. Raico, bine ai revenit la noi! Bine te-am regăsit! Așa e? Gândul este cea mai puternică forță din univers? Da, pentru că ea materializează lucrurile. Așa că, într-adevăr, e foarte important modul în care gândim, ce gândim și cum gândim, fiindcă, într-adevăr, se spune că să fii atent ceea ce ceri, că se adevărește, însă sunt foarte multe vorbe de acest gen înțelepte, doar că nu am primit manualul de utilizare. Asta este toată ideea. Și atunci, la trainingurile mele, explic despre ce este vorba, cum și de ce. Și, de fapt, realitatea este că noi am obținut și de fiecare dată obținem tot ceea ce cerem. Nu este întotdeauna tot ceea ce ne dorim, dar, din punctul ăsta de vedere, suntem toți persoane de mare succes. Întotdeauna obținem ceea ce am cerut. Și ceea ce nu ne dorim obținem prin puterea gândului. Absolut, absolut. Dar de ce marea majoritate a oamenilor au preponderent o gândire negativă, să spunem așa? În primul rând, gândirea negativă vine și mulțumită societății, dar vine și, să zic așa, din cauza subconștientului nostru, care vrea, dacă am trecut printr-o experiență neplăcută, pentru a ne apăra, pentru a ne proteja, ne pune să retrăim acel eveniment astfel încât să levităm pe viitor. Însă, ceea ce se întâmplă este că ai în jurul tău foarte multe persoane care au trecut prin evenimente neplăcute și atunci îți și spun de ce să ai grijă, de ce să fii atent, folosind și terminologii inadecvate, nu pentru că sunt răuvoitori, ci pentru că nu știu că și asta influențează. Adică inclusiv modul în care așezi cuvintele și cuvintele pe care le folosești, uneori universul le interpretează, nu uneori, de fapt de fiecare dată le interpretează chiar așa cum sunt. Și atunci este foarte dificil la un moment dat, și aici vorbim de lumea matură, de adulți, e foarte dificil la un moment dat să reîncepi, să reiei, să gândești, hai să zic așa, pozitiv. Eu n-aș împărți gândirea în pozitiv și negativ, pentru că asta nu înseamnă că am gândit prost până acum, ci pur și simplu am gândit așa cum am gândit, dar această gândire poate să fie îmbunătățită și să obțin rezultatele pe care mi le doresc. Și este suficient să ne uităm la copii. Copiii n-au o gândire negativă, hai să-i spun așa, decât atunci, în momentul în care încep să trăiască niște experiențe neplăcute și negative și atunci preventiv retrăiesc acel lucru. Un exemplu foarte simplu, când a luat o notă proastă, da, și a fost certat. În clipa aia a trecut printr-o emoție negativă, creierul a înregistrat chestia asta și atunci data viitoare când o să aibă o notă proastă, pentru că a fost pentru că a urmat un eveniment negativ, neplăcut, imediat o să-i aduc aminte de acest lucru. Și lucru care se va realiza. Deci, practic, gândirea noastră este influențată de subconștientul propriu și de subconștientul colectiv, să exact, spunem. Exact, exact. Suntem, ca și nivel de conștiință, avem capacitate destul de redusă de a conștientiza tot ceea ce se întâmplă. Așa că, de fapt, e de departe mult mai mare subconștientul nostru decât partea conștientă. Uneori suntem conștienți de anumite lucruri, dar nu știm cum să le schimbăm. Care este procesul? Care este procedura? De multe ori ne trezim când ni se întâmplă ceva și nu știm de unde, dar, de fapt, a fost o succesiune de durată a unei programări care, la un moment dat, s-a manifestat. Inclusiv dereglările la nivelul corpului, bolile, hai să-i spun așa, da? Undeva 90% din bolile cunoscute sunt realmente de origine psihosomatică. Ceea ce înseamnă că au plecat de undeva din, cum îmi place să-mi spun, din mansardă. Da, spunea tot un mare înțelept că boala este creată de minte și tot mintea poate vindeca boala. Exact. Omul face, omul desface până la urmă. Uh-huh. Așa că dacă tu ai fost creatorul ei, doar că nu ai știut că ai creat-o, atunci poți să o și decreezi, adică poți să o anulezi, hai să-i spun așa. Poți să te întorci la starea ta inițială de sănătate. Și am foarte multe persoane care
prin puterea gândului, prin puterea minții, s-au întors la starea de sănătate. Haideți să luăm un exemplu de afecțiune, da, care poate fi creată de minte și cum lucrăm cu ea. Uite, un exemplu foarte simplu sunt durerile de cap. Așa. 90%, 97%, chiar unii susțin, 97% din dureri de cap sunt psihosomatice. Ceea ce înseamnă că doar 3% sunt niște alte disfuncții cauze ale corpului, probleme cu vezica biliară, cu ficatul, cu coloana vertebrală, cu văzul și așa mai departe, care dau durerea de cap. Deci restul sunt autoprogramări, de fapt. Uneori sunt autoprogramări, alteori sunt programările în sensul că am auzit în mod repetitiv anumite expresii, anumite vorbe. De exemplu, mă doare capul de atâta treabă. Da? Și repeți o dată, repeți de două ori și creierul, tot ce este repetitiv în viața noastră, consideră că este foarte important. Deci autosugestie e foarte importantă, dar o să vorbim la final. Absolut. Funcționăm pe baza autosugestiei, numai că avem impresia că e autosugestie doar dacă îți repeți conștient. Nu. De foarte multe ori repetitivitatea asta este nu numai a noastră, ci și a celor din jur. Ceea ce auzi în mod repetitiv, ceea ce vezi. Și la început am auzit-o pe mama, pe tata, că îi doare capul, că îi doare capul de atâta treabă. Dar eram copii și noi n-aveam multă treabă. Dar pentru că este o caracteristică adultului, la un moment dat creierul creează acest soft, hai să-i spun așa, da, care o să zică, ok, când o să devii adult și vrem să devin cât mai repede, da, când o să ai multă treabă, o să ai și durere de cap, pentru că asta este al adultului. Da, asta este un exemplu foarte simplu, poate chiar banal, dar chiar așa funcționează lucrurile. Și cum deprogramăm acest program? Cum deprogramăm acest program? În primul rând este ceea ce este important, ca și prim pas, să fim atenți la ce spunem și ce vorbim. Pentru că ceea ce spunem, ceea ce vorbim, este rezultatul gândului. Și implicit, corectarea gândirii o facem prin corectarea vorbirii. Așa că, ceea ce întotdeauna recomand, primul lucru este să scoatem nu-urile. În limba română vorbită sunt foarte multe nu-uri. Sunt fraze care încep cu nu sau le finalizăm cu nu cerând o aprobare. Se poate face frază și fără nu. Nu-urile repetitive, la un moment dat, creierul îi dau această impresie că lumea te refuză, că trebuie să faci mai mult, da? Implicit trebuie să te străduiești, trebuie să te stresezi mai mult. Nu-i așa? Sau, în loc să spun, așa este? Da, nu-i așa că? Da, nu-i așa că, nu vrei, n-ai chef, nu ți se pare. Asta este primul lucru. Deci eliminăm nu-urile din vocabular. Cu excepția nu-urilor care înseamnă nu, ca să ne înțelegem, să nu intrăm în extrema cealaltă. Asta e pe de-o parte. Pe de altă parte, sunt cuvintele care le folosim într-un mod eronat, cum ar fi, de exemplu, e greu. Viața e grea. Da, viața e grea. E greu și atunci, schimbi dacă repeți chestia asta, o auzi repetitiv din copilărie, după care începi să o repeți și tu în gând. Sau vezi în jurul prin tău. Prin atitudine, inclusiv prin atitudine, ne autoprogramăm, da? La un moment dat nu trebuie să ne mire că avem probleme eventual cu coloana vertebrală. De exemplu, cu coloana vertebrală. E unul din locurile unde viața grea se va manifesta. Cu o hernie de disc sau cu deplasările ale vertebrelor sau cu tasarea lor, pentru că creierul are impresia tot timpul că tu cari ceva greu. Da? Și atunci somatizezi. Da, da, și implicit la un moment dat se manifestă de atâta greutate, că nu mai rezistă nici el. Griji. Ai grijă. Creierul nu înțelege cuvântul ăsta. Și, dimpotrivă, este un cuvânt care pe el îl dezorientează. Și foarte multe, te întreb puțin, foarte multe mame din foarte multă protecție, le spun copiilor, ai grijă la drum, ai grijă la drum, ai grijă cum traversezi, ai grijă ce faci la școală. Exact. Creierul nu înțelege așa ceva. Și cum îl traduce? Fii atent. Pentru că noi vrem copilul acela să fie mai atent. Și atunci trebuie să-i spui, fii atent când treci strada, sau fii atent cum treci strada, și atenția este deja cu totul altceva. Atunci creierul este într-o stare de alertă constructivă. Știe că trebuie să uite în dreapta și în stânga. Dar dacă ești îngrijorat, grija nu face altceva decât generează stres. Da? Atenția generează alertă, dar alertă constructivă. Grija ne generează stresul. Stresul pe care trebuie să-l consumăm cumva și noi nu-l consumăm, pentru că este la nivel mental produs. Da? Nu este un stres care îl consumăm fizic,
Da? Și el se adună și se acumulează. Și atunci trebuie înlocuit și acest cuvânt frici. Ne este frică de foarte multe lucruri, ne naștem cu două frici realmente și în timp se adună foarte multe Care frici. Care sunt cele două frici? Frică de zgomote puternice de cădere, nu? Și frică de cădere liberă, de fapt de înălțime, da? Dar sunt fricile pe care le depășim. Da? Mergem în discoteci, cluburi, la zilele de naștere, la petreceri, muzică, bubă și nu fuge nimeni. Da? Același lucru. Oamenii locuiesc la etaje foarte la înălțime, hai să-i spun așa, și nu se duce cu frică acolo. Însă, dezvoltăm multe alte frici care nu au nicio legătură cu partea noastră naturală. Sunt iraționale până la urmă. Sunt iraționale și vin din programare. Din programare care vine fie din experiență, dintr-o experiență repetitivă, cum sunt notele slabe la școală. Gândește-te că sunt, de exemplu, cel puțin ne petrecem 12 ani la școală. 12 ani de succese și insuccese. Însă societatea a pus întotdeauna accent pe insucces, da, crezând că așa o te va motiva, neînțelegând că, de fapt, creierul o să zică, da, de atâtea insuccese, insuccese, apare frică, apare grijă, apare și vinovăția. Da? Începuturile noastre sunt bune de programare, e motivațională. Da? N-am văzut niciun părinte să fie dezamăgit de copilul lui pentru faptul că a căzut de 100 de ori în tentative de a-și menține echilibru și de a face primul pas. Dimpotrivă, l-au susținut. L-au susținut cu primele cuvinte, l-au susținut în primele mișcări cu bicicleta sau cu role, dar indiferent de numărul de căzături. Dar când a obținut o notă mică? Dar în momentul în care ajungem la școală, unde mie mi se pare uneori că notele nu sunt pentru copii, sunt mai mult pentru părinți, fie să se laude, fie să fie nemulțumiți, copiii la început n-au chiar nicio relație cu notele. Mi-a fost simpatic, un părinte mi-a spus că copilul lui din clasa 1 s-a întors foarte bucuros că a primit un I. Și ți-a zis, ce, cum și ce ăla? E inteligent. Da? Așa pentru că el nu era insuficient. Da, da, nu era insuficient. Deci percepția este programabilă. Uneori este suficient să trăim o singură experiență și să ne autoprogramăm. Și să ștergem tot și ce să e ștergem acolo. Tot și alteori este nevoie de o chestie repetitivă. Da? Eu la trainingurile mele le spun oamenilor, în primul rând, foarte important este să reformulezi. În momentul în care îți dai seama că ai formulat greșit, eronat ceva, reformulează. Deci primul pas ăsta este. Spuneți în gând, anulează. Asta este ceea ce fac. Imediat trebuie spus, imediat, nu? Imediat și după aia reformulezi. Și nimeni nu te întreabă de ce ai reformulat. Trec cu vedere toți. Dar este foarte important ca și antrenament pentru tine, ca să începi să-ți corectezi modul în care gândești, modul în care te exprimi. Dar specialiștii spun că avem în jur de 60.000 de gânduri pe gânduri zi. Pe zi. Nu exact. Le putem, evident, monitoriza. Absolut, pe toate. Nu, nu. Și dar cele pe care nu le putem de 200 monitoriza. De a venit la mine un cursant la un moment dat și spune, Doamne, mi-ați nenorocit viața. Zic, anulează, pentru că știe. Și zice, tocmai din cauza asta. Zic, de ce? Pentru că ieri de 200 de ori am spus anulează. Zic, felicitări. De 200 de ori ați fost mai conștient de ceea ce ați emis. De ceea ce ați emis și ai corectat. Sunt 200 de corecții într-o zi. Wow, este fantastic. La un moment dat ele scad. Da? Acum nu trebuie să ajungem și să avem impresia că vom ajunge să gândim perfect și așa mai departe. Toată viața avem de învățat, toată viața avem ceva de îmbunătățit. Dacă ai finalizat de lucru cu corecțiile, după aceea încep cu îmbunătățirile. Și ajungem la îmbunătățiri. Deci primul pas este monitorizarea gândurilor pe exact, cât posibil exact. Și anularea celor negative. Și anularea celor negative și reformulare. După reformulare ce urmează? După reformulare vine un lucru iarăși foarte interesant. Este în tot acest proces de materializare este foarte importantă atenția și intenția. Unde le focalizezi. Și de foarte multe ori avem impresia că le focalizăm fix acolo unde trebuie, dar obținem un rezultat diferit. Un exemplu sunt tezele, examenele. Iarăși mă reîntorc acolo. Țin minte că înainte să descoper această lume, mă rugam să nu-mi pice o anumită întrebare. Și fix aia pica.
Și de ce? De ce? Pentru că universul nu înțelege să nu împice. E ceva foarte abstract pentru el. Se spune că subconștientul nu recunoaște particula, exact. E foarte abstract. El înțelege ceva concret. Ce? Acel subiect, acea întrebare. Și pentru că atenția mea este acolo, ea funcționează ca un magnet. Și toată energia s-a dus acolo la acea întrebare ca să o primesc, pentru că el a înțeles că eu o vreau. Deci ai materializat ce n-ai dorit. Exact, exact. Eu nu mi-am dorit și cineva la un moment dat mi-a spus, t-ai obținut ceea ce ai vrut. Nu e adevărat, eu n-am vrut așa ceva. Și atunci, de ce nu te-ai gândit ce întrebări vrei să-ți pice? Da? E, deci aici este că de cele mai multe ori, când vrem ceva, noi ne gândim în prevenție la ce nu vrem, în loc să ne gândim la ceea ce vrem. Să ne focalizăm energia pe ceea ce vrem. Și atunci trebuie să fim foarte atenți care este scopul meu final. Ce vreau să obțin? Un alt exemplu este locul de parcare. Uite, un exemplu foarte frumos și foarte haios de altfel. Prin atitudine, întotdeauna o să manifestăm că, de fapt, noi ne dorim să căutăm locul de parcare. Pentru că o să plecăm mult mai devreme, pentru că atenția noastră este asupra căutării locului de parcare. Implicit, asta este intenția. Plec o jumătate de oră mai devreme ca să-mi caut locul de parcare. Pentru că o să-l și caut. Și pentru că asta este o chestie repetitivă și pentru că gândește-te că timp de jumătate de oră stai și te gândești că o să cauți locul de parcare. Nu că o să parchezi mașina, ci e unde o să-l găsesc, cum o să-l găsesc, ce bine ar fi, cum ar fi. Și ceea ce înțelege Universul este să creeze acele sincronicități, până la urmă, în așa fel încât eu să mă ocup de căutatul locului de parcare. Dar în momentul în care pleci și spui, eu parchez, în primul rând trebuie să pleci cu încredere la timp, nu din timp. E o mică diferență, dar esențială. Să pleci la timp înseamnă, de exemplu, să pleci cu jumătate de oră mai devreme. La timp înseamnă să pleci la timp. Deci cu, nu știu, cu 15 minute mai devreme în loc de jumătate de oră, pentru că intenția ta este să ajungi acolo și să parchezi mașina, nu să cauți locul de parcare. Așadar, întreabă un coleg din regie, Universul are limbajul lui și trebuie să-l decodificăm altul decât al nostru? Da, el are limbajul lui și trebuie întotdeauna să fii focalizat pe ce vrei să realizezi, ce vrei să obții. Bineînțeles că lumea o să zică, dar și eu am vrut să parchez mașina. Știu. La fel cu întârziere. Da, ești în întârziere pentru o întâlnire importantă. Sau, de exemplu, să zicem că întârzi la emisiune. Da. Da? Și te așteaptă toată echipa să filmezi și așa. Normal ar fi să te... Și normal se întâmplă, da, că oamenii se gândesc că, aoleu, sunt în întârziere și începe acea boală, se manifestă. Eu îi spun că este boala scenarită, da, în care... Treci prin toate scenariile posibile, unde finalitatea este că oricum ai întârziat. Tu vrei să ajungi mai repede, dar oricum ai întârziat. În schimb, dacă începi să schimbi atitudine, modul de gândire și implicit modul în care acționezi, o să spui că ajungi la timp. Deci intenția contează. Intenția este foarte importantă, intenția, dar intenția să fie în concordanță cu ce vrei. Tu vrei să ajungi la timp sau... Vrei să treci prin toate scenariile, cum te ceartă regia, cum te ceartă unul altul, că te așteaptă pentru că tu n-ai întârziat. Cum prin semafoarele pe roșu și așa mai departe. Și așa mai departe. Și într-adevăr, Murphy, dacă tot vorbim de toate chestiile astea, a observat foarte bine, da, anumite lucruri și a scos aceste legi, pentru că marea majoritate funcționează pe bază, nu ceea ce vrea ca și finalitate, ci pe bază elementelor intermediare sau cele de prevenție. Dar când gândirea este preventivă, nu înseamnă că n-o să se și întâmple. Ci dimpotrivă, acolo este focalizată atenția mea și atunci asta este ceea ce o să iau. O să iau o ceartă, o să primesc o ceartă, o să caut locul de parcare, deci o să trebuie să oprim acest scenariu care rulează în acele momente, da, și să reformulăm. Da. Să reformulăm, da. Este ceva foarte ciudat, este foarte ieșit din comun. Să fii, hai să-i spun așa, zen, cum spun unii, dar, într-adevăr, atunci te manifesti în concordanță cu ceea ce vrei și toată energia, pe de altă parte, se duce acolo și declanșează alte sincronicități.
într-adevăr, să ți se libereze calea, să prinzi pe verde, foarte multe lucruri, altfel încât într-adevăr să ajungi la timp, sau uneori se mai întâmplă că altcineva întârzie, da? Și tot la timp ai ajuns. Da? La timp nu înseamnă, dacă am stabilit la ora 9, că ne vedem la 9. Se mai întâmplă și asta. Acum, dacă pleci la 9 fără 10, doar dacă te teleportezi o să ajungi aici. Da, însă, când se întâmplă asta, în loc să te gândești că ești în întârziere, gândește-te că totul este bine, da? Spune anulează, și gândește că totul este bine și ajungi la timp. La timp o să fie, de exemplu, 9 și un sfert, pentru că taman altcineva este în întârziere. Și atunci toate se armonizează cumva, dacă intenția este corectă, dacă ai acționat corect și ai gândit până la urmă exact, corect. Exact, exact.